Nu făceam copiuțele scrise în română. Și dacă mă prindeau cu copiuțele, puteam să spun pur și simplu că bă, nu știu ce e aia. Deci astăzi avem ca subiect principal pe acest minunat stream metodele mele de copiat din clasa 12-a. Ideea este că eu anul trecut pe streamuri, înainte să dau bacul, am spus pe un stream la un moment dat că trebuie să fac un live în care să vă explic cum copiez eu. Pentru că eu sunt destul de bună la copiat, gen. Adică pot să zic că în liceu am copiat la aproape toate testele de biologie, geografie și chestiile astea, gen logică, economie, filozofie, la astea n-am învățat niciodată nimic, mereu am copiat. Și profii erau destul de strict. Da, și metodele mele erau destul de secrete. Și am zis că, bă, nu o să le dezvălui acum, pentru că poate o să le mai folosesc. Aduceți-mi aminte când o să termin liceul și poate o să, bă, poate o să vi le arăt. A trecut liceul, a trecut și vacanța, sunt la facultate și ieri mi-a dat răspuns la un story pe Insta, un tip, și mi-a zis: Carina, ești foarte neserioasă, domnișoară, ai spus că o să ne arăți metodele tale de copiat după ce termin liceul. Și acum mă simt pusă la colț, pentru că trebuie să vă explic cum am făcut asta. În primul rând, vreau să specific faptul că eu eram, într-un fel, aveam un mix dintre copiat și învățat, da? Înainte, cu o seară, mă uitam pe lecție, odată, eu nu învățam, dădeam odată mă uitam prin lecție și încercam, pentru fiecare paragraf, să am câteva cuvinte cheie. Știi, câteva cuvinte cheie care să arate că știu despre ce vorbesc, numai că nu știu să detaliez neapărat. Știți ce zic? Așa că nu copiam full, nu îmi treceam pe copiuțe toată propoziția, toată lecția, îmi treceam numai câteva cuvinte din fiecare noțiune ca să-mi aduc eu aminte și să bag vrăjeală, știți? Gen câteva cuvinte să-mi iasă corect și restul vrăjeală. Am avut note foarte mari cu schema asta, adică o mers, vrăjeala mea o mers, chiar dacă nu știam despre ce vorbesc. Așa că, pentru fiecare paragraf, luam și eu vreo 3 cuvinte și le notam pe copiuță. Da, e copia selectiv, da, exact, e copia selectiv, nu copiam chiar așa ca bou, gen să copiez efectiv tot ce în caiet. O chestie foarte importantă pe care vreau să specific e că eu am avut 2 metode de copiat. 2 metode pe care le combinam. Nu știu câți dintre voi știți, dar eu știu alfabetul corean pentru un motiv sau altul. Nu mă întrebați de ce, dar ideea este că eu nu făceam copiuțele scrise în română. Mi le făceam în alfabetul corean, dar în română. Adică numai eu puteam să le citesc și arătau legit ca și cum ar fi scrise în coreană, în chineză, în caractere coreene. Așa că, și dacă mă prindeau cu copiuțele, puteam să spun pur și simplu că, bă, nu știu ce e aia, habar n-am. Sau puteam să spun că, a, sunt niște versuri de la o melodie pe care le-am scris eu pe foaie. Sau, a, am găsit asta pe sub bancă. Și oamenii nu puteau să-și dea seama ce scrie acolo, numai eu știam ce scrie. Și acum, ca să vă și demonstrez această schemă, o să-mi deschid Paint-ul și o să vă arăt cum scriu eu în coreană. Combinam chestia asta cu alte metode de copiat. Adică îmi făceam copiuțe, le lipeam pe talpă, pe talpa piciorului. Bine, pe lângă faptul că le lipeam pe talpa piciorului sau în pantaloni, mai aveam o schemă. Eu de fiecare dată când dădeam un test, țineam pe foaie 2 foi. Pe foaie, țineam pe birou 2 foi, da? O foaie goală și foaia de test, da? Foaia goală era ciorna. Nu scria nimic pe ea, era efectiv doar o foaie goală. Dar o țineam strategic peste birou într-o anumită poziție, pentru că pe birou aveam scrisă toată lecția în coreană cu creionul. Și de fiecare dată când aveam nevoie să văd ceva de pe lecție, dădeam ciorna puțin mai așa și vedeam ce scrie pe birou. Și în caz că, Doamne ferește, se întâmpla să vină profa lângă mine sau să fie suspectă, luam foaia, ce să zicem că, uite, să zicem că asta e foaia, da? Luam foaia, era scris sub și o luam așa, cu dosul mâinii și apăsam foarte tare pe birou în așa fel încât să se șteargă copiuțele de pe birou. Și era efectiv imposibil să mă prindă oricine. Pe lângă faptul că mai erau și scrise în coreană, gen. Așa că
Cine știe cunoaște efectiv. Da, și era gen cea mai, efectiv, cea mai easy variantă de copiat ever, ever. În orice fel mă prindea, gen puteam să o dau la întors, că nu știa, gen, nu știa ce scrie, nu știu, gen, what the fuck. Și acum hai să facem un exercițiu. Puteți să faceți chestia asta în alfabetul chirilic, puteți să faceți asta într-un alfabet propriu. Eu știu două alfabete, știu alfabetul corean și alfabetul meu propriu, în care scriam când eram mică, gen. Să zicem, vreau să scriu... Ce să scriu? O să scriu știu coreană. Ăsta-i S, T, I, U, CO, RE, A, Ă. Știu coreană. Gen, efectiv... stați așa că m-am dus încolo. Efectiv, știu coreană. Asta am scris. Bolși, și scrie în română, gen, nu scrie în coreană, gen, chiar limba coreană. Ăsta e alfabetul corean, numai că e alfabetul corean, nu? Dar e limba română. Și așa copiam. Efectiv, așa copiam. Așa copiam. Gen, oamenii ce căcat ziceau că, a, uite, chineză, ce-o fi asta? Și nu știa nimeni ce naiba scriu. Am învățat alfabetul pe Duolingo, în caz că vreți și voi. Puteți să învățați la orice limbă, puteți să învățați în japoneză. Nu știu, orice, absolut orice. Este incredibil de ușor și puteți face foarte multe chestii cu treaba asta. Da, japoneza e mai ușoară. Mie mi se pare că ăsta e cel mai ușor, pentru că îți fix aceleași sunete ca în limba română. Ai A, B, C, D, E, F. E efectiv fix ca în limba română, gen. Și cum se scriu, așa se citesc. Deci e cel mai ușor. E cel mai ușor pe care poți să-l înveți. Dacă nu doriți să investiți timp în a învăța așa ceva, vă înțeleg dacă ziceți că nu vreți să investiți timp în așa ceva, că e chiar... Na, trebuie să fii chiar dedicat să copiezi ca să înveți un alfabet numai pentru asta. Eu l-am învățat că voiam eu să învăț să citesc în coreană. Și actually chiar mă ajută, gen, chiar mă ajută câteodată. Na, mă rog, eu l-am învățat din greșeală, nu l-am învățat doar așa ca să copiez. Dar mai e o fază, o să vă arăt fix acum care e faza. Cu acest papuc specific, da? Acest papuc specific are o talpă incredibil de bună pentru copiat. De ce spun asta? Vedeți această talpă, da? Nu are chiar atât de multe striații. Da, are, dar mai puțin decât au pantofii în general. Alegeți-vă niște pantofi care să nu aibă striații, da? Să n-aibă gripuri d-astea foarte turbate. Acest tip de papuc poate fi folosit foarte bine în a copia. Așa am copiat eu. La istorie, în clasa a noua, aveam acești papuci specifici. Este foarte bună această pereche pentru copiat, tocmai din cauza faptului că talpa nu se îndoaie. Când te miști, talpa nu face așa. Adică, poți să mergi în așa fel încât să nu ți se vadă talpa. Așa că, eu, șmecheră, luam acest tip de pantofi, îmi făceam copioțe, în coreană, normal. Le lipeam de talpă cu scoci, dublu adeziv. Stăteam în banca de la perete. Foarte important să stai la banca de la perete. Și făceam cu piciorul așa. Când venea profa, lăsam piciorul jos. Când pleca profa, mă uitam așa, iar lăsam piciorul jos. Și după aia, când trebuia să mă duc să predau foaia, pur și simplu mă duceam, pentru că nu se vede când mergi, gen. Am și testat, m-am filmat singură cum mergeam și chestii, ca să îmi antrenez mersul în așa fel încât să nu îndoi talpa, să nu se vadă ce e sub talpă. Și nu se vedea. Și uite așa am copiat eu la istorie toată clasa noua. Uite așa am copiat și nu m-a prins nimeni. Așa că, na, succes. Metoda asta e mai simplă. Bine, acum mai sunt și alte metode, mai proaste. Da, na, puteți să încercați, dar nu prea vă recomand. Colegii mei de la școală copiau cu un pix din ăla invizibil, gen, cu LED, știți? Cu LED din ăla UV și vai că, cică, se uite ei cu ăla UV să vadă notițele. Dar au fost prinși de absolut fiecare dată când s-a întâmplat, așa că nu vă recomand așa ceva. Faza cu căcaturile alea invizibile nu funcționează și nu o să funcționeze niciodată, man. Altă metodă pe care o foloseam mai mereu era scrisul pe mâini. Numai că nu orice scris pe mâini. Nu orice. Ideea e că eu îmi scriam, stați că vă și demonstrez acum, să-mi scriu cu pixul niște chestii pe aici.
Eu îmi scriam pe mâini doar pe anumite părți și, din fericire, îmi permiteam să scriu foarte mic. Sunt învățată să scriu incredibil de mic și să înțeleg ce scriu. Dacă se uită altcineva la ce scriu eu pe mâini, nu înțelege, dar eu pot să înțeleg. Eu mereu îmi scriam, tot așa, niște cuvinte care să-mi aduc aminte de lucruri din lecție, le scriam așa. Le scriam pe toată partea asta a degetului, toată partea asta și toată partea asta. În așa fel încât, uitați, vedeți? Vedeți? De ce? Stau așa și nu se vede nimic. Proful care stătea în fața mea nu vedea nimic. Absolut nimic. Și stăteam așa și aveam astea. Și aveam toată partea asta așa, copiuță, toată, absolut toată, numai cu cuvinte. Peste tot. Ani, nume, toate prostiile de genul ăsta. Și de fiecare dată când venea pe lângă mine, făceam așa, nici măcar nu mă chinuiam să mă ascund.